Echipa Poliției Vrâncene s-a mărit cu 31 de tineri polițiști, absolvenții ai școlii de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Noi colegi au fost repartizați la Inspectoratul de Poliție Vrancea cu data de 28 martie și au avut medii cuprinse între notele 9,73 și 8,71. Dintre aceștia, 27 sunt vrânceni, 3 buzoieni și un bihorean. Având în vedere nevoile instituției, aceștia au fost repartizați preponderent la structurile operative ale inspectoratului, și anume 10 agenți de poliție în mediul urban, 21 de agenți de poliție în cadrul posturilor de poliție rurală. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea le urează succes în activitatea profesională și îi asigură de un sprijin real pentru a-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile ce le revin.